ordine pentru anul 2017, inițiat domnul primar. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Mărginea, județul Bacău, inițiat domnul primar. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Mărginea, județul Bacău, pentru perioada 2014-2020, forma actualizată 2017, inițiat domnul primar. Punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al Comunei Mărginea, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 22, din 19 octombrie 1999, inițiator domnul primar, punctul 5, județ. Să punem la vot ordinea de zi. Foarte mulțumim, trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Având în vedere încasările efectuate la capitolul impozite și taxe din clădiri persoane juridice cu suma de 100.000 lei și venituri din amenzi și alte sancțiuni tot cu suma de 100.000 lei, se propune rectificarea bugetului prin majorarea veniturilor cu suma totală de 200.000 lei și la capitolul cheltuieli se transferă acest bani în cheltuieli materiale drumuri, la fel suma de 200.000 de lei. S-au pus toți banii acolo, în cazul care nu se cheltuie, se transferă în, la cheltuieli materiale drumuri, asta înseamnă și dezăpezire și balastare și asfaltă, tot ce ține de drumuri. La rectificarea asta de buget. Bun. La pedestalul de jos de aici, unde era vorba cu bustul lui Alexandru Piru. Da. Noi am bugetat de la, la începutul anului, când a fost bugetul pe 2016, s-a mai demarat ceva pentru avizile alea. Păi da, a fost discuția să bugetat. Și a fost bugetul 2016. Da, da, așa e prins în bugetul 2016. Știu că este. Domnul Cinevin? Cum? Dar n-avem, avem, domnul Vasile, avem oameni și avem specialiști, nu? Nu, nu, dar deci vom luați în derindere că este bugetat 2017. Și ce ar mai trebui făcut? Că vă înțeles cu două avize. La cultură. La cultură. La cultură și culte, trebuie anul ăsta. Adică la spune domnul Vasile. Da, dacă ne-ați făcut undeva la prindeți în procesul verbal aspectul ăsta, că doar am mai venit cu propunerea și acum vreo două luni de zile și derâdere totală. Păcat! Doar acolo stă și urât, o să vină frigul, nu se mai poate lipi, nu se mai poate atașa, nu se mai poate face nimic. Și să... A venit destul de frumos acolo. Și să urmărește ca să pregătească sărbătorirea 100 de ani de la nașterea lui Alexandru Piru. Să vă faci niște acțiuni și la școală, deja sunt demarate. De niște profesori de la Universitatea Vasile Alexandrii, la care va trebui să implice în primul rând școala, dar rugămintea este ca și noi, la primărie, să dăm o mână de ajutor, măcar cu spațiu pentru ținerea acestor conferințe care se vor face în perioada aia. Dar și ei așteaptă să fac un bust al lui Alexandru Piru, pe care să-l apaseze în curtea școlii. Aici, dar e deja făcut, deci, și da, am înțeles și bustul, nu? Da, este, da. Bustul este în spate, nu? Din ce am înțeles eu, că s-a pus problema la momentul la care nu s-a primit avizul de la culte, așa că n-ar semăna cu Alexandru Piru. Specialiștii să-și dea cu părerea, cazul ăsta, dacă nu se, îi spun că bustul nu înseamnă cu Alexandru Piru, trebuie făcut un alt bust. Depinde la ce vârste cred că s-a raportat bustul acolo. Meseria. O să-l facem. Acasă. Deci ideea asta este. Care, cum să n-ai văzut, dar el a murit în 94. Cum să n-ai văzut pozit? E întrebare cum să n-ai. 94 a fost și senator a fost. Fost și senator, da, dar o perioadă, după aceea, au avut foarte mulți întâlniri cu scriitori, că era și membru Academiei Naționale, au avut foarte mulți întâlniri cu scriitorii din Bacău și cu profesorii. Da, absolut, nu, aici, de aici, de aici o vorbă de la locul. Fost și perioada la, și la Vasile Alexandrii, la, după ce a dat aprobarea Petre Roman pentru înființarea universității, el a fost și lector la Vasile Alexandrii. Păi, am înțeles, domnul, când dumneavoastră a spus la ședința aia de la universitate, când am fost și doamna director, și chiar domnul decan ar fi spus că a înțeles că bustul nu seamănă sau ceva de genul.
Lăsați să pronunțe specialiștii. Până la urmă, o comisie nu poate să-l vadă unde se poate modifica. Dar nu o comisie parlamentară sau a Consiliului Local. Nu, o comisie la... Nu, el este turnat în bronz, după câte știu eu, nu? Deci trebuie făcută macheta și ei să-și dea acordul. Dom'le, de urmărit pașii care trebuie să-i respectăm ca să... Găsim un scurt toți. Galanții este exemplu, este anunț la noi. Deci te duci la ei cu documentații cu toate astea și aprobarea. Deci ați consemnat. Consemnat ați pe aici. Eu nu știu de asta. Până la punctul 1, punctul 2, proiect de hotărâre prin aprobarea statutului Comunei Mărgeni, județul Bacău. Date la 4 ani, cu schimbarea membrii Consiliului Local, trebuie aprobat statutul comunei, adevărat că noi avem turnat de la alegeri. Așa, statutul comunei mărgine reprezintă document de prezentare a comunei, respectiv teritoriul comunei, rețea hidrografică, sate componente, agenții economici, importanța turistică a comunei, obiectivele de fază, autoritățile administrației publice locale, deci componența Consiliului Local, primar, viceprimar, așa, instituțiile social-culturale, de sănătate, învățământ și asistență socială și religie, așa, precum și ceea ce se poate modifica prin referendum, ceea ce privește structura comunei, ca și structură organizatorică. Da, e și online, găsim online, e publicat. După ce l-aprobăm, îl postăm pe site. Proiect de hotărâre prin aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Mărgeni în perioada 2014-2020 și 2017. Așa cum v-am precizat și pe comisii, în 2014, în decembrie, a fost aprobată strategia de dezvoltare durabilă pentru 2014-2020, însă, la acel moment, nu existau acele surse de finanțare pe care noi acum, de exemplu, probabil o să facem o ședință extraordinară cât de curând pentru acele proiecte de reabilitare a școlilor. Așa, deci nu existau proiectele pe PUP, nu existau proiectele despre școli. Așa, PNDL-urile, cele noi, cel vechi, exista la momentul respectiv, dar PNDL 2 nu exista. Proiectele pe AFIR, măsura 7-2, măsura 4-3, pe care noi deja avem. Pentru se cere de finanțare, pentru care a trebuit să modificăm această strategie de dezvoltare cu obiectivele pe care dorim să le implementăm pe diferite domenii. La tabăra de la Valea Vodului, când a fost domnul președintele Consiliului Județean, a fost o discuție care ar putea să ne pună... Da, vă spun exact. Deci am trimis documentația pentru a treia oară la Ministerul Educației. Noi am vrut și am solicitat încă de acum câțiva ani de zile, din 2012-2013, am solicitat să ne fie transferată tabăra de la Valea Vodului. Inițial s-a spus că în urma procesului de descentralizare ea va fi dată Consiliul Județean, urmând ca Consiliul Județean să ne transmită nouă. N-a mai fost primit toată această descentralizare, reprezentarea a revenit la ei. La fel, în urma discuțiilor de atunci. Mi s-a promis că o să se facă logii pentru a prelua tabăra noi. În schimb, am primit răspuns că nu se poate. Dacă s-ar păstra... Tabăra este a Ministerului Tineretului și Sportului, este în administrarea lor, ca au proiecte de investiții interioare și v-am zis că mai nu au și schimbat administratorul. Da, da, este acela și după ultima discuție care am avut-o și eu cu cineva, de la Comitetul de Agricultură, am înțeles că vor trece la Ministerul Tineretului și Sportului. Nu, dar deja ei sunt, e o structură. Eu cred că acea tabără ar împovăra bugetul local. Eu așa
Ar fi o investiție mult prea mare pentru reabilitare și sunt alte lucruri mult mai importante în comunul de făcut. Nu, dar ca obiectiv turistic, ca obiectiv turistic ar fi... Deci, devine o societate independentă. Sunt surse de finanțare foarte multe pentru obiectivele turistice. Deci, de ce poate să devină o societate de sine stătătoare pe lângă? Nu, nu cred să poate face. Nu cred, nu. Noi am încercat, avem ca cu documentația cu tare minister, nu ne-am încercat. Lăsați-o mai degrabă la altfel. Băi, toate celelalte tabere din tot județul... Au fost desfințate. Poate s-au desfințat păragere. Atunci și asta va vrea tot păragere. Dar cu toate s-au dus pe apa, gârlile noi, poți să mergem înainte. Puteam să lăsa tot așa. Da, dar sunt de aia. Nu să încercăm nimic. De ceva? Nici să încercăm nimic. Dar de ce să încercăm? Doar noi nu suntem comuna, un SRL-ul, să ne-am căzut din viață. Am fost, da, ok, și noi o facem, investim în ea, da? În baza la ce o dăm la Ministerul Învățământului să facă copiii tabere acolo. Contra cost, sau cum? Da, se fac, acțiuni, e posibil. Și să justifică să băgăm atâția bani numai ca să facă trei tabere pe timp de vară? Dar nu poate să ai nici caracter permanent. Nu, de la început vă spun, trebuie scoasă din discuții chestia asta, că va reveni comune. Va reveni Ministerul Tineretului, Sportului. Ei se vor ocupa și vor fi ca tabere, în continuare, tabere școlare. Eu și când cred că totul e făcut în comună și totul merge bine, atunci cred că ar trebui să aibă comună mărgine și o tabără. Dar nu neapărat ca tabără privit, dar poate să devolveze și alte activități acolo. Dar de ce obiectiv turistic avem în comun? Pune, răspunde cu oameni. Dar ăla e, de ce să-l remonte trebuie valorificat? Se încapă videria și rezervația asura. Care? Și cetățuie. Dealul cetățuia, rezervația asura. Natural, natural. Spune eu că acolo nu o să fie niciodată. Astea sunt obiectivele noastre turistice. Da, turistice. Și biserica Covidenia. Da, aș vrea să prezentați câteva din obiectivele care sunt cuprinse în planul de dezvoltare. Vă vedeți aici mănăstirea de la Lucane? Nu, de la Lucane. De la Lucane, bine. Acolo. Părinte, nu vă băgat cimitirul în fruga, sub numărătice. Gândi? N-avem absolut nimic cu ce să facem. Deci, spre direcția strategică 1, dezvoltarea unui mediu economic și agroturistic care să asigure unii creșterea și locuri de muncă permanente. Denumirea proiectului. Înființarea unui birou specializat de informare și comunicare în relațiile cu mediul economic, inclusiv cu acces permanent online. Și acele birouri de informare au fost finanțate, noi discutăm aici doar de proiecte finanțate pe fonduri europene. Dacă nu sunt prinse aici, nu putem accesa. Știți că multe dintre comune, de fapt, au prins finanțarea de acele birouri de informare turistică. Susținerea accesului IMM-urilor la sursele de finanțare și oferirea de facilități ONG-urilor pentru atragerea lor în comună în vederea dezvoltării. Noi deja avem Fundația Iana, care îi desfășoară activități. Nu poți să dezvolt turismul într-o comună doar cu o singură tablă. Discuții mult mai ample. Băi, revin la ea, că nu-ți convine ție ceva. Ce te deranjează dacă ar fi un obiectiv acolo? Fără ce ochi. Ea nu poți să le fără. Așa. Pentru îmbunătățirea aspectului general al comunei, se dorește finalizarea lucrărilor de reabilitare la toate bisericile din comună, precum și finalizarea construcției bisericii romano-catolice și amenajarea de spații verzi. Deci e cum să acele proiecte pentru biserici. Apoi, pentru reabilitarea infrastructurii, avem așa, modernizarea strada comunului din Barați. Modernizarea strada bisericii este efectuată pe fonduri proprii. Strada viilor din Barați, cred că și asta tot finalizată. Strada grădiniței finalizată. Strada cimitirului, la fel, a fost o bucată făcută, e finalizată. Strada Casa de Apă din Barați, la fel. Strada Bologești, de acum, strada Trandafirului din Mărgineu. Trandafirul, nu te mai care e Trandafirul? Tot la Barați? A, nu, Trandafirul, nu e aici, în spate, la... Aici, în... Eu nu știu. La Marius? La Marius, în spate, cred, acolo, de bucățica aia, că era spre podul ăla, la... Așa, da. Ali, ca un metru.
exact, de acolo. Așa este și aia făcută. Strada Tranda, a spus, a rozelor din Mărgineni. Asta e a rozelor. Asta e a rozelor. Livezilor, strada Livezilor, avem proiectul pe drumul spre Temeinuș. Aviator Niculescu, la fel de finalizat, avem proiect, e proiectul ăsta pe care îl avem acum. Strada Alelelor. Și ăsta este prins pe asfaltare pe nouul proiect. Modernizare strada Aeroportului, Mărgineni. Știți, unde? Strada așa? Strada Mărginiței, din satul Mărginiței. Da. Merge până la calea ferată sau? Nu. În dreptul, de la Casa Blanca până după hala de la prisă. Până la capul celălalt. Aviator Niculescu, te-ai sub roapă acolo. Da, de la un branșament de gaz, parcă? Da, la un branșament de gaz. A fost un litigiu acolo între vecini. Urmează să, ca firma, vine cu șanțurile să ascunde. Când se mai dau avizii de branșare? Dați-l clar modul de reparare. Nu pus asfalt pentru că se va lăsa betonat și după aia asfalt. Țineți minte că acum 2 ani a spus în ședințe de la Barați, este o groapă, după școala la Barați, s-a tăcut din gură, s-a supărat pe mine tipul respectiv, ieri am făcut acolo, așa este de 2 ani, nu s-a reparat de 2 ani. Care de 2 ani? Dar strada lucrurilor. Lucrului, pardon. Nu, dar aici s-a dat voi la o branșare. A lucrului ăla nu s-a reparat de câți ani? 4 ani. Unde au fost căminile alea pe acolo? De când s-a făcut strada? La domnul Scarlat acolo, gaura era la fel și lumea lui a spus, nici acum. Dar acum dacă se merge... Dar la domnul Scarlat s-a rezolvat. Nu, când s-a rezolvat? Nu s-a rezolvat, nu. Eu zic să lăsați să prezinte toate obiectivele, după aceea ne învățăm și să le discutăm, că nu pierde fie. Modernizarea strada Cunicorie, din Mărgineni, este rezolvată și asta pe proiectele de anul ăsta. Modernizarea strada Bogdănești în Trebe și asta niciodată drumul ăsta nu se poate fi modernizat. De foarte, foarte plus. Strada Cantorului și strada Lugăriei pe nou proiect pe... Hai, în campanie electorală așteptă. Acolo nu e ceva. Lugărie. Da, nu, dar de la Trebeș oricum peste 10 ani cum avea. De la Trebeș și mai mult peste 10 ani. Punem asfalt. Așa, strada Lunului Valea Cudului ați văzut că e în lucru. Strada de Casa de Apă Lucani e prinsă pe același proiect. Dar strada Pârâu Frumoasă le există undeva în localitate? Pentru proprietarii care au lăsat acel drum de acces nu l-au predat la primărie ca și drum public. Este proprietate individuală în diviziunea locală. Și după aia mi s-a cerut acolo. Serios? Trebuia predat cu acontația la primărie ca să devină alt drum public. Ce serios mai sunteți? Când era domnul Șoră primar, dar și cu doamna. Cu mine? Strada Casa de Apă Luncani este prins pe acest proiect. Strada Roșca din satul Luncani e prins pe proiectul PNDL 2. N-am primit încă finanțare, va fi încă o evaluare de timp. Strada Câlbea din Luncani, această parte este modernizată acum. Celelalte 3 ieșiri, 2 ieșiri câte mai sunt. Diferența tot pe programul ăsta. Strada Bisericii din Podiș. Și strada Dubas, care este la fel pe acest proiect. Apoi construire poduri și podețe. Avem acest proiect de 46 de miliarde obținut pe PNDL 2. Așa. Podețe, ca să le spunem, la, poduri și podețe. La Orică la Autodorin, la Ghiță la Sărățanu, la școală, la Vale, da? Ne-am fi dorit și la domnii ai pădurii, dar nu s-au putut. Trebuie două expropieri, să ne înțelegem. Florin Bulai de jos, unde s-au dus să-i faci casă ca să iasă treaba, asta e ideea proiectantului, vă dea seama. După aia trei podețe la... Se poate de prea, nu mă face așa fie acolo. Unde ne-au zis? La Bulai acolo. Pădul de la ta. Da. Mă, la Bulai. Păi nu mai... La faci, așa faci. Acolo rămân, rămân dacă se ridică, dacă se pune podul, rămân două case sub, sub pod, sub nivelul podului. Pentru că podul nu poate veni așa. Trebuie la același nivel. Sulăciuș,
Oricum, dacă nu se mai este casă, dar nu se mai poate da. Nu, dar e vorba din partea asta, partea atlantică, către șosea. Mi-am făcut, am mers acolo, dar a făcut aia, dau căruță, cai pe acolo și n-au făcut de așa. Trebuie puteți la poia. Am mă gândeam, să știți că noi avem și un format electronic, strategia. Păi nu, că așa durează, plecăm la șase. Da, că așa am... Noi la fel și această strategie. Așa, la următorul lucru, dacă prezentăm 100 de străzi care sunt în problemă. Toate. Nu, gata, am terminat cu străzile, am crescut la toate. Podul și podeți. Podul și podeți, avem la mâncarea așa. Canalizare. Avem construire piste de biciclete. În schimb, nu, proiectul este în evaluare la fondul de mediu de 5-6 ani. Acum lucrăm la un proiect pe Galu, pe care îl avem, unde suntem membri. Ni se alocă suma de 68.000 de euro pentru trotuare. Avem proiectul făcut. Urmează să se deschidă apelul. Noi o să trebuiască să venim cu indicatorii la dumneavoastră. Am studiat o zonă mai mare în comuna Mărgineni, exact unde, de fapt, unde am avut trotuare. Zona Mărgineni, până la Valea Budului, deci trebuie și practic până la care Valea Budului și Luncani, unde am avut pe domeniul public trotuare trecut. Că în celelalte sate noi n-am avut pe domeniul public trotuare trecut. Da, dar trebuie asociat cu piste de biciclete, că asta este viitorul. Pe același trotuar se poate... Da, pentru că trotuarele se vor face exact lângă gardurile oamenilor, iar pistele de biciclete se vor face lângă drum. Deci aici, unde se poate să se facă, se vor face. Și oricum vor face aceste trotuare... Pentru că la tineretul nu ce șansă, nu? Pentru că la tineretul, da, știu, că la tineretul nu avem cum să facem, că e acolo, nu se face nimic, dar e chiar o vreze. E în cus drum. De la noi, pe acolo, nimic, e chiar în modelă. Vorbea că acolo ne-a dat cine de ani, cine... Da, dar acolo nu trebuie să cerem acord. Acolo nu trebuie să cerem acord. Da, oricum, dar când o să venim, probabil de asta vă spun, va fi o ședință extraordinară pentru cele trei școli, pentru obținerea avizului de funcționare și pentru aceste trotuare. Am căutat o soluție de construcție a trotuarelor din pavele. Pavele nu cu ciment, ci încropate în nisip, ca să poată fi scoase ușor în cazul care se vă face branșament sau... Da, proiectul o să fie... Dacă am lungime, cât de... ce lungime trotuare? 10 km? E zona studiată? Nu, sunt 5.600 metri lineari. Așa, dar cu banii ăștia nu vom putea face decât aproximativ 2000 de metri lineari, ca 38.000 de euro. Așa, cu ce ne facem urmărie? Păi facem, păi facem pe parcurs, că facem anul ăsta. Proiectul să zicem. Dacă o mai fost proiectul să vedem până la parcele, bine, să încep. Alo? Dar atunci e proiectul. Alo? Strategii, serios. Deci, în concluzie, doamna Vasile, nu va rămâne stradă neasfaltată, fără poteții... Tot. O, nu, la noi strada care, în care ținți? Strada Tineretului nimic nu s-a la noi strada Tineretului nimic nu s-a făcut. Nu mai puneți la mărți la Marea Bunării, vă rog. Păi vreau să ești tineri, poți mergi mai bine, mai bine, mai mai mult, nu poți tineri. Totul e îmbucurător. Unii normal, nu să nu se facă chiar peste tot, știi? Dar trebuie să mișcăm ceva și acolo, și atâta cu mii și mai obiectiv turistic sau nu știu ce. Dar vine ăla și trece, dar și dracu, ăia n-au umplut ori în comună, ce cauza e? E asta care trece, nu trec mii de oameni. Deci apar, faci pe în Bogdănești trotuarul și n-ai acolo ce nu se face. Lasă la mine, aici să avem, uite aici. Cum? Da, aici trebuie să fim beton la cer. Să ferim lumea de accidente, că asta e. Aici, eu pentru mine, nu zic toate celelalte stăți care s-au propus, dar noi ar trebui să pornim de la centru. Deci, cu toate frumos, deci. Păi da, este șase. Se va întâmpla și va veni odată în momentul când va fi accidentat un copil cu varianta Himeiuș și va da primăria judecată. Dar este, nu mai sunt cazul similar în țară. Dar este mort, nu este unul care muri, da, nu. Când au puteri financiar să... Deci au murit săraștii, îngropați în nisip și în balas. Cine era atunci? Atunci, aici, la... Da, aici, mă murit. Da. Da. Și a fost trebuie aplicată legea și a fost frate acolo cu cetăți. Drum județean, nu-i nicio problemă. Suntem proprietarii comunii noastre. Dar, luați cetățean cu cetățean.
ce va fi? Soare, gaz, metan, metanol și așa mai departe. Și cu siguranță vă găsi înțelegere. Mai rămân 2-3, va fi faliați. Exemplu, eu ce dat de la mine, un metru fără păi cu da, dar la altul, dacă l-au părtit, ziceți cum părtește. Este doar pentru cauza de utilitate publică. Iar utilitatea publică, nici măcar apa, canalizarea și gazul este utilitate publică, considerați zeniți. Da. Și nici drumul. Nu, nici la București nu fac expropriere. Fac expropriere doar pentru autostrăzi care sunt de interes național și internațional. Noi aici nu avem interes național. Cu siguranță, dacă este bunăvoință, se poate discuta cu Fodor, cu Pendea, cu Popescu, să dar nu vor fi toți de acord. Dar mă spune de Fodor, dar nu se spune că nu mă regla. Sunt mulți care o să zică nu. Soldatul, nu spune, sunt care nu mă regla. Nu sigur, nu mă regla. Și mai știu mai mulți. Păi da, știți că trebuie să ne retrageți la un drum județean, mi se pare că trebuie să avem de la axul drumului... 6 metri. 8 metri. 11 metri. 8 sau 11. 13 e la drumul național. Păi vă dați seama cât metri trebuie să intre? Ca să doar din garaj. Dar ar fi bine acum, ca să mai scot pe aia, alte case, alte garduri, acum ar trebui să mă... Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al comunei Mărturenesc de Coatlău. În urma ridicărilor topografice la școlile din comună, s-a constatat o diferență ca și suprafețe față de cele existente în 1999 la inventariere. Și ca exemplu, așa. La școala Mărgineni aveam o suprafață de construcții de 1380 de metri pătrați și acum avem 1485 de metri pătrați. La școala Barați, suprafață construită 743 de metri pătrați în 99, acum avem 790 de metri pătrați. Și la școala Lucan aveam o suprafață construită de 427 de metri pătrați, iar acum avem două corpuri, unul de 529 de metri pătrați, trei corpuri, de fapt, unul de 289 de metri pătrați și corpul ăsta e, sunt grupul de 31 de metri pătrați. Am renunțat la poziția Căminului Cultural de la Muncani, la poziție distinctă, în momentul oficial, cu destinația Căminului Cultural, pentru că, să știți, Nu, dar nu crește Bacău. Pe Ion Mărit, pe Ion Mărit.
Natalia, care... Maric și... Ioan. Actor. Care nu e părinte, au doi. Cosmin, a. Da. Dar nu... Eu zic că Popa este un băiat foarte bun, este un serios. Da, dar muncii băiatul și muncii, nu știu ce expoziții, dar multe... Și mulți copii din ședin Băzinean au trecut pe mâna lui, inclusiv pătrunjerea asta care face modă. Și el este recunoscut și băiatul ăsta ca un om deosebit, muncă la locul lui și cu inițiativă în ceea ce privește pe lucrurile. E la Palatul Copiilor sau unde lucrurile? Da, mai... la Palatul Copiilor. La Palatul Copiilor și acum este pensionat, dar este jet pe jet născut, crescut aici. Deci, pentru ședința viitoare, dacă e putem, unde trebuie să faceți un reclame? Trebuie și o fotografie a dumneavoastră, trebuie și un reclame de care l-a răcut. Ok, dar până la urmă ce-a făcut onorabil pentru comuna Mărginei, s-a solidit și comuna Mărginei să facă cunoscut. Multă mai expoziție, am înțeles că l-a răcut. Ca și artist poți să profesezi și în altă țară, dacă ne faci... Da, și după aceea tu trebuie să-l recunoști ca fiul al pomorului și să-l primiți la limpăcare. Îi propunem ca într-o ședință să-și prezinte niște obiective. Corect. Și-ar fi cel mai corect. Are ce prezinte. Are, dar nu știu, eu nu știu cum stă. Nu-i normal să știu pentru ce lucru. Mai avem o cerere din partea unui domn Ionescu de Libașa Costinel, în calitate de administrator al SC Roxy Co. AutoSRL, care dorește să desfășoare activitate de serviciu sau auto de raza comunei Mărgine, mai exact în varianta de TV-ul și în proxima vecinătate cu secțiul hotel. Sunt proprietate și cu punctul de lucru liberat de aici de 119 de TV-ul și în zona dintre deci de 119 și există un spațiu verde care este plin de bărie, de vegetație înaltă sau bărării, precum stăcuri de plumaie, aruncat de care plumaie. Ținând cont de aspectele corespondente de roșu de zolan, vreau să discutem cu tinerea procesului cu o altă formă de transmitere în adresare de termen de nu am spus eu să faci parcare. Da. Nu, dar e zona ferentă într-o acolo se-ți facă curățenie. Păi nu, i-am explicat domnului când a venit cu cererea, că ne-am discutat cu ședința Consiliului Local și s-a propus construirea unei parcări publice, pentru că acolo e și restaurantul Casa Mara, ca să știe de la ANA. Sunt și cei de la prize și... Și ține toate mașinile acolo fără să plătească. Plus că ajutăm și restaurantul. Când nu au parcare, sunt parcare. Nu au parcare la restaurant, ei plătesc taxe. Dacă sunt ce? Să doi chiriezi. Dar nu cum am luat așa. Nu, dar nu sunt chiriezi. Dar ne vorbeai de trotuar. Deci tu faci parcare și trotuar, mai mult unde mai faci trotuar, dacă e o curată. Nu, dar trotuarul să fie din partea asta. Vedeți? Trotuarul nu trebuie. Nu s-a nimic și greu domnul ăla. Aia e zona drumului. În discuția, dacă știți zona. Discuția de trotuare este din partea asta. Stând în partea aia, sunt partea de apuțit. Aici, aici, aici. 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 Dar nu pot, eu spun să facem parcare, nu s-o dăm, asta am spus, facem parcare primărie. Nu, pe ce facem trotuar și o pista de biciclete. Eu nu vorbeam mai aici, nu vorbeam mai aici din imaginea comunii, când vezi buruieni, nu-ți facem. Da, să facem pătrații simți. Voi să vedem cum e să trotuar și o bagi,